profund, adânc. În roca sufletului mă netezită de visă și totul speranță există. Visul sublim cu nesăruință într-un areal banal și totul speranță. Alucinanta viteză de fel luată torent dintr-un izvor de vise, porni și tăcată, opri și speranță de iubire și pace, iubire și pace. Într-un târziu obosit mă resemnesc și aștept să cresc, să ajung acolo unde speranța ne-a dat un vis. Sunt un om treaz și totul speranță există. Visul sublim cu nesăbuință într-un areal banal. Sunt un om perfect normal, da. Sunt un om tras, sunt un om tras, da, sunt un om tras. Asta e melodie bună când ești mahmur a doua zi dimineață. Da, este o melodie care e compoziție și muzica și versul, sunt un om tras se numește. Deci ascultăm și mie dimineață. Da. Încă una acum, în continuare.
poartele barbare și străină. Ne doare sâul mamei ce l-a sunt. Dar am rămas pe veci aici cu tine. Doare, Doamne, astăzi fericirea. Ne doare, ne doare suferința oricui. Că prin biserici ne-am pierdut credința. Ne-am vândut amarnic nimănui. O să zic și eu epigramă, dacă a cântat dansul. Bună ziua, dragi colegi și prieteni din Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România. Filiala Buzău a Uniunii Ziariștilor Profesioniști, Pamfil Ceicaru, vă invită în minutele următoare la o întâlnire muzical-literară cu câțiva autori ce fac parte din filiala Pamfil Ceicaru Buzău. Vreau, înainte de toate, să mulțumim Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România pentru inițiativa aceasta de a ne prezenta la nivelul întregii Uniuni și a, prin intermediul postului Orizont TV, în mai multe case. De asemenea, vreau să mulțumesc în mod deosebit poetului Adrian Suciu și Bibliotecii Județene, care ne-a găzduit de fiecare dată cu amabilitate, aici desfășurând multe acțiuni împreună ale filialei cu Biblioteca Județeană. Filiala Buzău a Uniunii Ziariștilor Profesioniști este o filială tânără. S-a pornit în urmă cu vreo 5 ani cu câțiva membri, sub 10, iar acum ajungem la un număr de aproape 30 de membri ai filialei. În urmă cu 2 ani, în consens cu toți membrii care au participat la acea întâlnire, am hotărât să acordăm denumirea filialei Buzău a marelui ziarist român, originar de pe meleaguri buzoiene, Pamfil Ceicaru. Dați-mi voie să mulțumesc și domnului Virgil Gospodaru pentru clipele de încântare cu care a debutat această emisiune. Și în continuare am să-l rog pe domnul Marian Mencescu să ne spună câteva cuvinte din partea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Pregătit. Domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi, mă aflu împreună cu colegul meu, președintele filialei de presă culturală, Adrian Suciu, după o săptămână de activități pe care le-am desfășurat în zona Moldovei. În primul rând, și filiala noastră este mai tânără decât filiala noastră. Ne-am constituit oficial în septembrie 2020, în urma unei constatări a Consiliului de Conducere a Uniunii Ziariștilor, anume că presa culturală poate nu-și găsește totdeauna rolul sau sensul în contextul ales al unor lupte județene destul de, să zicem, acerbe. Din acest punct de vedere am constituit această filială pe care se regăsesc de regulă
jurnaliști care au activat în presa culturală sau care încă mai activează. Am constatat în acest turneu că există reviste culturale puternice, reviste culturale mai puțin cunoscute și reviste foarte cu răspândire națională. În ceea ce ne privește scopul acestei deplasări, care este prima dintr-o serie pe care ne-am propus-o, are obiectivul de a întări prietenia cu filialele locale, de a găsi punți de legătură conform hotărârii ultimei adunări generale a Uniunii, de a pune în valoare activitatea filialelor împreună și la un loc, și de asemenea de a identifica și promova acele talente care poate în alt fel nu-și găsesc loc în, știu eu, în presă, în televiziune. Având și avantajul unei colaborări permanente cu postul Orizont TV, astfel de activități vor fi în curând în cât mai multe regiuni ale țării și sper și inclusiv la Buzău să se repete. Este o primă manifestare. Suntem conștienți de faptul că poate că într-un alt context ar fi trebuit mai bine pregătită. Acum mă gândeam că lipsește un banner al nostru, al Uniunii, poate un afiș adecvat, dar astfel de lucruri, sigur, fiind jurnaliști, le rezolvăm. Problema umană, sigur, este cea mai sensibilă. Dorința noastră este de a găsi în dumneavoastră parteneri, prieteni, de a continua aceste activități și de a comunica și altora care doresc să fie alături de noi, poate la altă manifestare, dorința noastră de a fi și pe sticlă, de a face acest cenaclu cu nivel național. Îi mulțumesc și domnului director pentru participare. Sper ca biblioteca să ne mai fie și în alte ocazii gazdă. Iar acum am să dau cuvântul artiștilor să vorbească, pentru că noi suntem jurnaliști, noi consemnăm clipa, nu neapărat ne propunem să o facem noi mai frumos. Mulțumesc. Primul autor care va citi ceva din propria creație este domnul Dan Ionel Dinu. Este un jurnalist, poate unul dintre cei mai vechi jurnaliști din Buzău, cu o activitate extraordinar de mare, atât în presa scrisă, cât și în cea audio-video. A publicat cărți de proză și de poezie, a publicat și o carte pamfleți de marți, deci un volum de publicistică. De asemenea, este antologat în două lucrări și are pregătit un alt volum de versuri. Domnul Dan Dinu este și laureat cu marele premiu la Festivalul Internațional Titel Constantinescu de la Râmnicu Sărat, ediția din 2019. Dar mai multe despre poezia sa, ca să-l cunoaștem mai bine, sau ce a hotărât să ne citească, în momentele următoare. Poftiți! Intră acolo. Aici. Aici. Pur și simplu nu fac nimic altceva decât citesc. Da. Poem cu ochii mijiți, din volumul Poeme de șoptit și Mesaje de pus sub perna. Poem cu ochii mijiți. Mă ascund în visul tău sfios, tainic, tiptil, prin câmp de maci, narcise și crini imperiali. În cestul să ne pierdem ca într-un joc subtil, într-un castel din nori, păzit de zeii lari. Ne-or căuta agenții din X-File, acerb, uimiți cum poți prin vise să te afunzi în zări, vor pune în lațuri paseri, vor aresta un cerb,
Vor iscodi delfinii, vor scotoci prin gări, cu Hubble vor scurtra the dark side of the moon, vor păteși prin munți, vor rătăci pe mări, însă de fiu de adâncuri, zvârliți de un taifun, să întrebe în cer pe Domnul, se vor urca pe scări. Loviți de torticolis la cât suci vor gâtul, uitându-se prin stele și vămi, a mia oară, elibera vor cervul să-și împlinească rutul și iarăși vor descoase de-a fir cele ce zboară. Și într-un extravagant final de Files X le va ieși în cale bizar Arhăpterix, ce le va arăta cu gheară de sulfină pe unde să se piardă în fanta de lumină. Au dezlegat mistere ce țineau universul, dar unde să ne afle de necuprins e versul. Poema Toate frumusețile lumii. Și ce dacă s-au spus vorbele toate? Nu avem nevoie de cuvinte. Trupul de carne și sânge zace abandonat fără ploape în camera hotelului. Și dacă sunt în mâna ta, la ce îmi trebuie ochii? Nu ești tu privirea mea? Sunrise cofeina pe terasa Babilonului. Iau puțin zas cu degetul și desenez o inimă pe șervețelul ce-mi imprimă amprenta, ADN-ul, chipul, precum pe giulgiul înălțatului spre fericire. Mi se strânge sufletul care încăpea în cescuța înflorată, iar țepii bărbiei s-au agățat în miresme de cafea și de whisky, de sânii tăi, de mierea ta, pe strada de aur și boemie și lumină a Pragăi, cu care am băut cucută din același pahar. Și toate cuvintele de iubire sunt adevărate. Când i-ai spus tu pe nume, eu deja eram îndrăgostit de ea. Dar nu cu pasiunea pe care tu o susuri, ca la rădăcina pomului cunoașterii, doar mă visam pe străzile și pragurile ei, acoperișurile ei, pășind cu picioare de lut și suflare golemic, aveam mintea rătăcită prin cafenelele ei, după ce citisem toate frumusețile lumii. Mă luase sifer pe aburul reveriei și mă scufundase în istorii confesiv tandre. Intrasem în carte precum într-o apă până la gât. Dezmierdata Praga, legănata ce mă pridea în mreje, mă chema discret, depărtându-se, dezgolindu-se, cocheta austeră, o gambă ințită de sub trena miresei, plânse de ochii lumii și ai bărbaților ce oftau la trecerea ei, precum fata necunoscută cu un buchețel de ghiocei. Carpe diem. Siajul flotei imperial mandarină pe pânza Heleșteului. Coada unui păun de aer și de apă și de atomi, soarele apune peste foișorul cu podeaua scârțind, ecoul piculinei din Waves of the Danube, frunzele moarte alinindu-se pentru un ultim valț. Cuibărită în brasele ce poartă numele meu, doar cerul deasupra noastră. Bravo! Ai nevoie? Ai nevoie? Mai citesc? Mai citesc. Ah, ok. La montaj mă ajuți. Contra cost trebuie să dai o sticlă de vin, altfel nu dai nimic. Mersi. Cum să ucizi un taur cu mâinile goale? L-a primit ca pe prizonierul de război, ca pe evadatul din lagăr însemnat de tifos, răni supurunde, sânge închegat, i-a făcut hainele bocceluță lângă prag. A condus de mână și l-a ajutat să intre în cada înaltă cu apă până la vintre.
o coborâre în Vezuviul în stradă. Pe stradă oameni rari, cu măști, băteau un clopot. I-a turnat șampon din crește până în tălp și l-a frecat prin cratele lunii lui de bărbat întunecat, cu o bucată de perdea cu franjul duioși și o margine aspră de bumbi spinoși. Acesta e ritualul de intrat în carantină, curat, la trup și suflet, spre moarte, haide, vină. Când s-a spart frontul, el era comandant de pluton și luat prizonier, au fost urcați în bon vagon, prin stepe și Siberii, fără de orizont. Dar a reușit să evadeze, s-a băgat în noroi până la crește și așa, ca o mumie de pământ, a pornit spre Buzăul, unde l-aștepta o căsuță pe podul Drăgăicii. Mergea numai noaptea. Pe un izvlas, în clarul lune, i-a apărut în față un taur. Îi auzise tropotul copitelor, fornăitul nărilor, zârnăitul lanțului smuls, n-a mai avut timp să se ferească și el, omul și animalul, își căutau libertatea. Era care pe care, ori, l-a apucat de coarne, i-a răsucit grumazul, a strâns până a simțit cum bestia alunecă în genunchii moi și se abandonează în apa morții. Parcă murea ceva și din răutatea cu care înjunghiase, se înținea la vagonul din care evadase și cât semen trecuse prin baionezi, doar că atunci era în altă tranșee. Iar acum se simțea ca un nou născut când a scrijirit la geamul scăsuței după nevasta și stătea pitită de frica rușilor ce umblau turbași și cereau hazaică, de parcă nu văzuseră femei în epoca lor și el tocmai ce omoruse un taur cu mâinile goale. Bravo. Ar fi cam așa. Am și un pamflet. Pentru că sunt ziarist. Dacă e ceva sau... Am ceva de dragoste. O să citesc? Și peste ce faci? Dar tu mă întreb pe mine, domnul Stan Dravener e șeful. La cât puți să te apuc? Cum să te apuc? Mai bagă un text. Mai am unul? Da, mai bagă un text. Textul ăsta să nu depășească 10 minute. Poema 7. Nu mă simt tare confortabil. Pamfil, nu poți să te duci și nu să faci acolo. Nimic. Nu, n-ai... Pamfil și Icaru este acolo. Da? Da. Dacă m-aș lua după el, n-ai mai citit nimic din ce am scris. Poema 7. You are all yours in my mind. Spun unii că pământul e rotund, deși toată lumea știe că stă pe carapacea unei broaște sesoase. Într-un echilibru atât de fragil, încât zbaterea libelulei, Dragonfly resetează văzducul de sare și dacă mergi destul de mult și de repede, pe carapacea boltită a broaștei sesoase, vei ajunge undeva pe gâtul Pliat. Dacă știi să cauți punctul tireoidian, vei găsi o pagină albă. Oabe mari de mătănii, gustul, mirosul, sunetul ploii pe obrajii buni de neja iubitei, gropiți să legi ca niște geizere de fotoni, grația și precizia feroce a egretei ce săgetează sufărișul, un dansator pe sârmă din pată trupul tău, din frunze zdrobite și semințe uscate, chipuri prelungi ca nudurile lui Modigliani în clar obscurul lumânărilor rotunde. Când omul doarme, spiritul lui liber este la plimbare peste lume, se uită peste toate năzbâtiile și uneori uită să se mai întoarcă și omul acela devine un fluture de noapte. Liane încălcite și plante agățătoare. Îmi aranjez insomniile pe umerașe în câmpul de maci din Liziera, orașul de Smaral. Îți las un sărut în căușul palmei pentru mai târziu. Când greierii vor uita vorbele sticluite, râsul prostogolit, lumina inimii, gustul și numele tău. Amin. Următorul autor. Mulțumim, Dan Dinu. Următorul autor. Da. Dânsul ne-a adus aici câteva dintre cărțile sale, inclusiv antologii. Încă o dată mulțumim. Oricum e un poet bun și recită frumos. Următorul autor, care
își solicitase mai devreme apariția. Păi dacă n-a fost mai devreme când am făcut... Da. Îl invităm pe Viorel Frâncu să ne prezinte câteva epigrame. O va face și într-un, cu un alt calup mai târziu un pic. Domnul Viorel Frâncu este absolvent al Școlii Post-Liceale de Comerț Exterior, iar după 90 a activat în presă în municipiul Buzău. A publicat cărți ce a avut în centru personalități și obiceiuri sau tradiții din zona Buzăului. Este autorul unor istorii referitoare la presa buzoiană și jurnalist buzoien. De asemenea, este un epigramist de marcă. În această calitate, îl invităm să ne prezinte câteva dintre epigramele sale. Sper să nu le înregistrați pe astea. Dacă trebuie tăiate din ele, o să mai tăiem. Au niște emoții. Sunt și membru al Uniunii Ziariștilor, membru al Uniunii Ziariștilor din România. Și acum am permis să... Epigrama nu-i de dulce, are doar piper și sare. Autorii, se deduce, sunt mereu un postul mare. Epigramiștii de altă dat ne-au dat și spirit, harnic țel, talentul de la cincinat și seta de la păstorel. Unui ziarist. Are știri pentru ziare, bombe, foto, chiar și fani, însă două lucruri n-are. Flecuri la pantofi și bani. Cu câți dușmani m-am judecat, doar unul mi-a rămas fidel. Din ce motive n-am certat, azi nu mai știm nici eu, nici el. Că suntem în pandemie. Un medic bun și cu talent este acel ce reușește să țină în viață un pacient până ce Domnul lecuiește. Apropo de muzică, unui soț de soprană. Când soața cântă din cucinii, aștept afară resemnat să nu-și închipuie vecinii că m-a încertat cu ea și-o bat. Celor de la vârsta a treia. Păi ce simpatici poșnecei, nici timpul nu mi-a mai schimbat. Și acum mai merg pe la femei, când la bărbați ocupat. Și de soacră să ne legăm. Un înger este soacră, mi-a spus un amic bun om. Posibil, zic, că nici a mea nu-i om. Unor parlamentari. La tribună se țin tari și combat imperturbabili. Deci avem parlamentari, dar și câți par lamentabili. Da, cale. Asta cale, nu, asta nu, 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 nu se tăie nici asta. E foarte bun. Da. O să mai spunem și... Da, domnul Viorel. Mai trebuie spus despre activitatea lui Viorel Frâncu, că a activat foarte mulți ani în acest lăcaș în care ne aflăm, de fapt, în Biblioteca Județeană, în această instituție, Biblioteca Județeană Vasile Voiculescu. 17 ani a depășit colegă. Da. Urmează un moment muzical, dar înainte de toate aș vrea să vă mai prezint foarte pe scurt câteva din revistele pe care unii membri ai filialei noastre le realizează. Este vorba mai întâi de revista Uscând o lacrimă, realizată de colegul nostru Dumitru Negoiță, ca Negoiță, spune el, Caietele de la Țintești, realizat cu mult profesionalism de colegul și prietenul nostru Nistor Tănăsescu, cel care administrează și site-ul filialei Buzău a UZBR-ului. Vă mai prezint o revistă. Aceasta este, aș putea să o calific drept, una dintre cele mai bune din
din zona noastră, dacă nu și din țară, poate fi inclus în top 10, spații culturale ce apare la Râmnicu Sărat, sub conducerea familiei de inimoși, Valeria Manta Tăicuțu și Nicolae Tăicuțu. În redacția acestei reviste sunt și eu. De asemenea, colegii noștri participă cu materiale la revista Uniunii Ziariștilor Profesioniști, revista UZP. Să-i dăm cuvântul lui Virgil să ne mai încânte și să ne cânte. Da, mulțumesc. Trece timpul, trece iută, iar eram copil cu minte. Cât e baba de frumoasă și un trombonist care nu minte. Trece timpul, trece iută, iar eram tânăr frumos. Slăvăloc cu coșul multe, însă tare drăgăstos. Timpul e doar o iluzie, el apare și dispare. Ceas ce pârzie, pune viața între portale. Trece timpul, trece, trece, și-am ajuns falnic tâtic. Am o mândrețe de fată, ce-o iubi o viața toată. Iată vâs ajuns unic, într-o mână cu chitara și în alta cu popoara. Și viața-i tot o iluzie, ea pare apoi dispare, un ceas ce pârzie. Chiar de-am să-mbătrânesc pe femeia dragă mie, toată viața-mi suflesc. Trece timpul și se duce, trece cât o mai putea, și la Domnul mă voi duce cu toată inima mea. Iar apare, apoi dispare, un ceas ce pârzie, pune viața între potare. Și viața-i tot o iluzie, iar apare, apoi dispare, un ceas ce pârzie. Dar una de dragoste, ai ceva de dragoste? Una de dragoste, da. Știu că mi-a cerut și la București, la Arghezi. Eu sunt cu dragoste. Ești cu dragoste. Un cântec de dragoste, care se numește Aș Vrea. Vreau să fiu privirea caldă,
să simt cum lacrima mă scaldă. Aș vrea să fiu dorința ta, un vis de noapte ziarist este doamna Roxelana Ratu. Dânsa este absolventă a Facultății de Drept a Universității București. Este autor de cronici și recenzii literare, eseuri și proză scurtă. A publicat până în momentul de față două volume. În 2020 Căzând în iubire și în 2021 Cartea cronicilor. Să o ascultăm cu un text, cu o proză scurtă. Mulțumesc! Și tot în 2020, volumul Poeme de șoptit la telefon și mesaje de pus sub pernă, în coautorat cu colegul Dan Dinu. Da. Și astăzi am să vă citesc ceva ce face parte dintr-un volum în lucru care se va numi Reportaje sentimentale. De la Bocet la Vivaldi se cheamă. În dimineața aceea, soarele părea că s-a revărsat în mare și luminează din adâncuri. Marele alchimist al Universului prefăcuse marea în aur topit, făcând-o să semene cu o tipsie aurită, ondulată de valuri. Aerul era rece și clar. Pescărușii nu-și făcuseră încă apariția, doar unul stătea solitar pe un stâlp și privea spectacolul lumii. O fi pescărușul Jonathan Livingstone din cartea lui Richard Bach, îmi zic în sinea mea, probabil că se pregătește să-și exerseze zborul. În depărtare, o barcă nemișcată și grațioasă se profila seducător pe fundalul auriu. Nu peste mult timp, început să înainteze ușor către Taliani, semn că pescarii se treziseră și își începeau ziua de muncă.
Mergeau să cerceteze năvoadele cele mari pentru a duce peștele prins la Kerhana ca să-și câștige pâinea zilnică. De vreme urmărise în crepuscul într-o liniște ca la început de lume. O linie subțiratică și rozarie evită la orizont, despărțind cerul de ape, dădea naștere cu greu unei noi zile. Încă nu se luminase, dar linia aceea abia ghicită pe cerul întunecat anunța țipătul curând al vieții. Să fie lumină! Minute întregi am privit spectacolul creației primordiale, zâmbind cu o bucurie imensă în inimă. Amintirea acelei dimineți aveam să-mi oprind pentru totdeauna la reverul sufletului ca pe-l mărțișor, ca să nu o uit niciodată. Februarie își petrecea tandru ultimele clipe. Mai târziu am ieșit la plimbare. Mangalia are o frumusețe aparte care mă face să revin aici, de ani de zile, cu statornicie, indiferent de anul timp. Amestecul eterogen de culturi imprimă orașului un aer ușor cosmopolit, cu parfum de Orient, la care contribuie, bineînțeles, etnicii turci și tătari care viețuiesc aici, de generații, dinpreună cu românii. Un loc în care mă opresc de fiecare dată este moscheea Esmahan Sultan, cel mai vechi lăcaș de cult musulman din țară, construit pe la 1575 cu piatră din zidurile cetății Calatis. Moscheea e înconjurată de un cimitir musulman, iar fântâna din curte este făcută cu cărămidă dintr-un mormânt roman antic. Deși aflat în plin centru orașului, locul degajă o liniște plăcută, ca și când ar fi izolat, ca și când ar fi departe de zgomotul social. Curtea este plină de vegetație, sub copaci sunt bănci din lemn, unde în anotimpul cald se servește vizitatorilor ceai. Din minaret, la ceasurile de acum știute, muezinul cheamă credincioșii la rugăciune. Interiorul este simplu, fără mobilier, doar covoare și amvonul unde se ține predica, în spatele căruia este fereastra orientată către Mecca. Locul are o puternică încărcătură culturală și spirituală și te poartă cumva într-o lume diferită și fascinantă. Energia locului este pozitivă, benefică pentru toți cei care trec pragul lăcașului de cult. Nu departe de geamie este restaurantul tătăresc, unde intrăm de fiecare dată pentru vestita cafea turcească, pregătită chiar în fața noastră, aproape ritualic, cu gesturi măsurate, la nisip. Ibricele sunt mici, cât pentru o cafea, la masă se aduce un ibric și o ceașcă pentru fiecare client. Obiectele de mobilier, precum și cele necesare preparării cafelei, sunt orientale, cu intarsii din argint și sidef, cu incrustații și ornamente meșteșugit lucrate. Și cum puteam să plecăm fără să încercăm vestitele cobete plăcinte tătărești? Sau șuberecul cel în formă de semilună, ori borecul, sau aeranul celebrui aur sărat cu mentă? Dar de băutura miraculoasă numită Brago, mai fi cineva care să nu fi auzit și să nu fi băut? Era gata să plecăm spre casă, când atenția ne-a fost atrasă de un fel de târg improvizat ad hoc pe o străduță din apropierea portului. Și vă spun cu mâna pe inimă că peisajul ar fi inspirat orice pictor. Măsuțe înșirate de o parte și de alta străzii, pe care se înghesuiau de-a valma sub cerul liber, pâine de casă de mangalia mare pe roata carului, cârnați de oaie, șuncă de porc mangalița, o carne la mare căutare și cu preț pe măsură, jambon, prânză de tot felul, mai nouă sau mai vechi, alături niște grătare pe care sfârâiau mici, al căror miros îți umpleau nările, bere la halbă și sucuri. O lume pestriță, de negustori îmbrăcați în haine ca de obor, mai ponosite sau mai noi, bărbați voinici, ori femei în vârstă stând pe scaunel lângă marfă și molfăind un covric, sau muieri tinere cu haine țipătoare, cu coatele rezemate pe mese, invitând trecătorii să le cumpere produsele, în gura mare, ca niște drăgovețe să adea. Ceva mai încolo, telarii cu tot felul de vechituri și țăranii cu păsări de curte întregeau tabloul momentului. Și să nu uit, flori, bineînțeles, de tot felul, pentru toate gusturile și buzunarele. De la viorele la orhidee în culori nefirești, de la zambile la crizanteme albastre sau verzi, aduse de prin lumea largă și injectate cu diverse substanțe care să le facă rezistente. Am ales niște ghiocei sfioși care miroseau a România micuță ținută la vârf de Maica Domnului. Și am plecat mai departe. Ne-am oprit lângă o mesteacă întână și am legat de o creangă mărțișorul în culorile vieții și speranței, alb și roșu. Și odată cu el,
Am aninat în copac gânduri și dorințe, nemărturisite nimănui altcuiva decât inimii, împlinind astfel o veche tradiție românească. V-am spus vreodată că de când mă știu mi-au plăcut porturile? Copil fiind, am deschis ochii, așa cum se spune, în vecinătatea unui port, acolo unde am locuit în primii 10 ani de viață. Imaginea care mi-a urmărit copilăria a fost cea a portului și a mării, cu care îmi începeam ziua văzându-le din curtea casei. Poate de aceea, de fiecare dată când vin la Mangalia, stau ore întregi în portul turistic și nu mă mai satur. Ce altă terapie mai bună decât să urmărești pescarii aruncând undițele de pomat în sunetul valurilor care se lovesc molcom de dic? Ce altă încântare mai grozavă decât să vezi embarcațiunile zvelte legănându-se încetişor la mal, unde sunt legate la cheu? Ce altă bucurie mai mare decât să hrănești lebedele pescărușii, cormoranii, cu fundacii și tot păsăretul care te înconjoară din toate părțile? Nu tot zic de fiecare dată că, precis, așa arată fericirea. La un țărm de mare, în sinfonia valurilor, pe voci de pescăruși, pe note de emoție, încheia îmbrățișării dintre vremelnicie și necuprins. Cu marea așternută la picioarele mele, cu norii într-un dute vino șăgalnic pe albastru cerului, cu lebedele și cu fundacii în apă, cu pescărușii în aer, cu sentimentul că sună de-a lor, cu mirarea de-o fi o pasăre care umblă sau ele oameni care zboară. Și cu povestea pe care ne-o spune locul ăsta despre împreună zbor și înălțim, despre privirea țintită și aripi întinse către cer, despre limite și desăvârșire. A doua zi am plecat acasă și cu mine și ghiocei cu ochii plecați, care odată ajunși, o poposit într-o cană de lut smălțuit și mi-am bucurat inima pentru câteva zile cât o veșnicie. La 4 și ceva după amiază a venit și primăvara. Cu crengi mugurite și căpșoare sfioase de brândușe, timid răsărite în grădină. Bocetul hâd al ierii era de acum amintire. De undeva din vecini, dintr-o casă alăturată, se auzeau acordurile sprințare ale primăverii lui Vivaldi. De la bocet la Vivaldi se va numi povestirea pe care o voi scrie, mi-am zis în sinea mea, pe care tocmai ați ascultat-o. Mulțumim, doamna. Îl invit în continuare pe preotul Alexandru Bribon să ne prezinte câteva din scrierile sale. Dânsul este absolvent, așa cum închipuiți, a facultății de teologie și de câțiva ani slujește la Biserica Sfântul Mina din municipiul Buzău. Dânsul este autor unor eseuri referitoare la, am putea zice, la viața spirituală, a ceea ce înseamnă unele învățăminte biblice și nu numai, dar și, spre surpriza noastră, a unor cărți de versuri. Ultima, cum se spune de obicei, sau cea mai recentă lucrare, este La tipografie, este un volum de versuri, Tăcerile șoaptei, pe care am cunoscut-o îndeaproape și a cărui prefață am semnat-o. Îl invit să ne citească din versurile sale ceea ce domnia sa a ales că trebuie să ne prezinte. Poftiți! Mulțumesc că o scurtă adăugire. Sunt și absolvent de jurnalism. Prima poezie se numește De molimă. A izbucnit o molimă în lume, cum sunt atâtea boli definitorii, cadavre fără chip și fără nume erau perpetu arse în crematorii. Unii spuneau cu un temei anume că se încălzeau și case și memorii, noroc cu molima stârnită în lume și cu conducta de sub crematorii. Erau minciuni, sau poate simple glume, cum fac la ceasul trist răuvoitorii, reînvind străvechile cutume de când nu mai speram să vină zorii,
și molima să răspândea în lume. Bravo. Următoarea tot în strictă legătură cu cotidianul se numește De Mască. L-am cunoscut pe acel om cu mască. Abia târziu, chemat la mormântare, văzând de aproape fața lui firească, m-am încruntat cu logică mirare. Și cât pe ce să nu-l recunoască nici rudele. Ce stranie urmare! L-am cunoscut pe acel om cu mască și așa l-au cunoscut cu toți, se pare. Cât timp i-a fost menit să dăinuiască, a respectat doar legea în vigoare, nici gând de sigur să ne socotească acoperirea cu menire sanitară. L-am cunoscut pe acel om cu mască. Următoarea poezie se numește Țara fără gard. Sublimă țară, prea puține garduri. Îngreunați de tainice poveri, purtând pe buze rânjet, dar și farduri, trec printre noi străini cu ochi severi. Și lăsăm nestingheriți să treacă, îngujorați de mare efort, să părăsească iute glia dacă spre zarea unde și-au vremelnic cort. Coțcari și găinari de meserie cu negre gânduri și dispreț profund, veniți să ne impună cu metrie, în pantalon de firmă rupți în... În rimă. Din cer privesc cu jale domnitorii la noi, moștenitorii nepăsării, se vântură pe aici toți profitorii cu brațele încărcate de comori și toți spălăm, ascunși stând în pădure, cât a rămas din ea, că am scăpat, ori hoții se vor plictisi să fure, ori nu mai vor avea nimic de luat. Sublim pământ cu gardul dărâmat, noi suntem primii care te-au trădat. Iar aici, bravo. Asta a fost cu vorba de lucrurile. O poezie mai sensibilă, ești eu, sunt tu, alții abia există. Prin lumea stinsă în neamintire, apun idei în zgura egoistă care condamnă viața la orbire. Suntem doar noi, iar lumea ne împarte în două fluvii triste și amare, unul de altul suntem prea departe și ne vom regăsi abia în mare. Sau poate nu suntem decât o joacă, poveste spusă în tabere păgâne de beduini sau în harem la clacă despre un eu și-o tu și ce rămâne din lume fără noi. Următoarea se numește Amintire cu dobândă. Neputință cu speranță, amintire cu dobândă, nebunie și visare până dincolo de rost, viața noastră se ascunde ca un animal la pândă, așteptând să ia tributul unui veac ce n-a mai fost. Îngropați într-o speranță, vechi statut al nemuririi, ca o haină necurtată aruncată într-un șanț, ne cărăm pe umeri soarta dincolo de legea firii, cerșetori uitați în lume fără chip și fără un sfanț. Zorii cad peste însărare, noaptea cade peste prânzuri, nicăieri nu suntem bine, triști, înfrigurați și goi, gândul ne-a rămas același. Poți să-l bați, să-l tai, să-l spânzuri, prăvălit într-o nădejde ca o groapă de gunoi, iar unul și cu unul nu fac doi, când prețul devenirii e o sândă. Am adunat prea mult noroi în noi, prea multă amintire cu dobândă. Departe de Troia. Sinceritatea calului troian, uitat de o veșnicie jos la poartă, rupt din context și din cotidian, păscând idei pe mal de mare moartă. Nici murg, nici roi, nici galben, nici bălan, adăpostind trădări deja prescrise, sinceritatea calului troian e un crâmpei rămas din alte vise. De când s-a scurs o viață într-un an și răzbunarea a rămas caducă,
mă întreb ce s-a ales de vechiul plan și ce schimbare poate să aducă sinceritatea calului troian. Neputință. Ne este veacul infestat de iude, iscarioți ce își cunosc menirea de a trăda necunoscuți ori rude, dar n-au făcut nimic să-și schimbe firea. Ne este viața simplu, otrăvită de semeni, se evaporă iubirea și devenim cu toți într-o clipită iscarioți ce își împlinesc menirea. Prin secolul de ură și trădare, de sentimente crude și zălude, privind în jur și noi cu întristare, descoperim cu cinică mirare că suntem toți neputincioși și iude. Mulțumesc! Una singură, dacă mai permiteți și vă mulțumesc, se numește Politicos. Politicos refuz un zvon politic, amerizat într-un pahar cu must sau cu lichidul tulbure și mitic sărac în proteine bun la gust. Și îl refuz din rea obișnuință că poate n-or fi toate inepții, dar recunosc, îmi e cu neputință, politicos, să tot îndur prostii. Tot mai încerc, de zelul mioritic prost înțeles și proiectat în țel, să mă feresc. Refuz un zvon politic și vă îndemn să procedați la fel. Mulțumim și noi, inclusiv pentru talentul actoricesc. Înainte de a asculta din nou pe Virgil, am să rog pe domnul Viorel Frâncu să ne mai prezinte vreo două, trei epigrame. Mai păstrați și pentru un pic mai târziu. Să le pun la vas pentru cei care nu vin de noi. Nu sunt ale mele, dar mi-au plăcut așa de mult când am crezut că eu le-am scris. Coria Dâlbea zicea că dume, m-am citit o carte și parcă îmi pare rău că n-am scris-o eu. În anul 2001, când la Buzău a fost cel de-al doilea, a doua ediție a Festivalului de Epigramă cât e Buzău de mare, s-a întâmplat la un protocol asemenea întâmplare. Și vă spun pentru că am fost acolo și am consemnat ca atare. Domnul Oprescu, fostul director, neosviată, era un mare amator să scrie cineva, mai ales dintre cei care erau cu nume important. Unul dintre ei era George Zaracu, care dăduse o antologie de epigrame și a scris o epigramă pe cartea respectivă a lui. Știind că Oprescu era becher. Și era cam așa. Obsedat fiind într-una și vrând soarta să-și ajute, a fugit și el cu una. Însă ea fugea mai iute. Epigrama respectivă, din nefericire, a fost repetată la masa de protocol. Lângă masa noastră, un mare epigramist de la Pitești, Nic Petrescu. Oprescu îi zice, haide băi, zi pe aia care mi-ai scris mie epigrama aia. Și a început șovâilnic Zaracu să zică din nou. Obsedat fiind într-una și vrând soarta să-și ajute, a fugit și el cu una, însă ea fugea mai iute. De la masa vecină sare Nic Petrescu, nu ți-e rușine, mă, asta este epigrama care a publicat în volumul Femeia te ridică, femeia te coboară. Ăsta rușinat ca un copil prins cu borovațe, a zis Nic, iartă-mă. Mi-a plăcut așa de mult epigrama asta încât am crezut că a scris-o eu. Acum să revenim la o altă epigramă. Unui colonel în rezervă, pe soarele de față, se exclu, bineînțeles. Cu soția în atac, sunt ceva nelămurit. El îndeamnă la atac, el așteaptă întăriri. Uneia. De cu seară până în zori, mistoată plină de sudori.
dar mă mai răcoresc o leacă spre ziua când sudorii pleacă. Și acum, pentru că suntem cu pandemia asta, nică Nicolae Ghițescu, mare epigramist, a scris o epigramă formidabilă. Dimineața fără coare, când te scol fără efort și nimica nu te doare, să fii sigur că ești mort. Dar un grupaj de dragoste, unul de dragoste, cu epigrame de dragoste. Alea vrem. Păi n-a fost aia cu colonelul de dragoste? Păi a fost, de ce mai e? Da, și aia cu ziua. Aia e dragoste. Că ne-ați băgat în pământ. Aia e bramă. Are cuvântul Virgil cu chitara lui Neamecată și cu vocea deosebită. Da, mulțumesc. Păi ține tonul mesajului, să zic așa, ceea ce a recitat părintele puțin mai devreme, foarte frumos. Voi cânta un cânt care mi-aparține, să sunt așa sentimentul situației actuale. În fine, el se numește Masca. Pământul e păcuit
ne apucă de urei. Câteva lucrări de ale domniei sale, doamna Maria Mânzală. Dânsa a fost cadru didactic, profesor de este autor de poezii, proză, literatură pentru copii și câteva cărți de specialitate. De asemenea, a condus și a participat la redactarea unor reviste școlare și a altor importante activități didactice. Dacă dânsa consideră că trebuie să mai spună ceva despre activitatea sa, poate să facă. Voi citi câteva poeme din volumul de versuri Mărturisiri de seară. Poemul Singurătății. Poemul singurătății mele, nuntit cu natura, rodește mângâiat de soare. În toamnă caligrafiază versuri, încet ridică în aer cântec de vocale și tropot de consoane. Mă apropii și înfometată de spații, de exoduri, culeg mii de sori, legănați de orizonturi, din înalt, din partituri demiurgice, coboară sinfonia naturii. Compoziție. Cu rime și căldură încerc să mă răsfrâng și în vers sau strofă pură zidesc idei și gând și mă golesc de tine și arbunesc plecare chiar de mă va ucide precum o condamnare. Urca voi greu și din adins pe firul purcubeului întins, să las obârșia neant prinsă în luciri de diamant. Voi fi atunci o simetrie între măsură, ritmuri și idee. Voi fi structură și cuvânt, silabă, literă și cânt. Emigrantul. Mă arde dorul de tine, tată, acum când te întorci înapoi acasă, înapoi în țărână. Nu mai sunt stăpână pe cuvintele mele, sunt obligată să vorbesc prea multe limbi. Cu mine nu mă mai înțeleg. Nu știu nici eu în ce limbă să mai vorbesc cu mine. Tată, calea de întoarcere n-ai. Aici este închisoarea ta. Tată, au rămas pe mochetă urmele tălpilor tale. Bunica. Eu pe toți din familie. Bunica, înaintează barca sub briza de seară. Alunecă printre sălcii cu frunza mai rară. La căderea nopții, marurile valsează, luna purcușită la pieptul apei alege să-și lase la mine amintirile din vremuri prea pline.
În amurgul de poveste, pe un nor, bunica venea în casa cu mii de ferestre. Bunica-n pohot râdea și în fânul însuflețit de miresme, îmbeliți de sursuri de apă, odihneau ascultând celeste cântece spre cer ferestre. În sat, în zarea leargă un dangă de clopot, pe ulița satului înserarea în ropot, înalță și colbul și fumul îl toarce și ragul de vite în sat se întoarce. În poarta cea mare foșnește dorul, mama înalță cu zâmbet fuiorul, întinde în zare firul răsucit de prea mult timp. Alerg și pulberea de lumină stă de pază la poartă, unde foșnește dorul când mama înalță fuiorul. Lumina. Lumina ta e ziua cu liniile din caietul de teme. Degetele amorțite mă chinuie. Pe hârtia albă a visului și a libertății simt fiecare suflare nevăzută a cuvintelor. O boabă de rouă cuibărită pe o creangă de vis. Eu devin tot mai pasăre. Voi zbura noaptea cu aripi de lumină. Sfioasele gânduri. Stau în adânc cuvintele sfioase, ating ivirile gândirii, trecând încet prin porțile rostirii, mai luminate, mai măestrite de esența firii. Cu dans în sinea mea, cuvântul când am să-l mai șoc, pe altarul rostirii voi priveghea esența nemuririi. Mă zic? Da. Încă nu? Dacă mă găsesc. Bucurii esențiale. Bucuriile esențiale, ca un avânt perpendicular, îmi taie respirația. Rămân împovărată și caut prin infernuri treptele de-a lungul vieții cu locuri amăgitoare din care din nou să învăț mersul meu circular. Bravo! Bravo. Am selectat vreo 3-4 grupaje și în final le-am amestecat ca să le-am citit altceva. Da. Domnul Viorel, mai aveți vreun grupaj pregătit sau? Bine. Atunci dați-mi și mie voie să mă fac de râs. Înainte de asta, aș vrea să vă mai prezint o lucrare care de peste 15 ani, domnul, de cât timp? 18 ani. Almanacul realizat de Asociația Culturală Renașterea Buzoiană, la care și-au adus contribuția mulți dintre jurnaliștii, unii chiar prezenți aici în sală. Despre mine ce să vă spun? Vorba lui la cineva. Mă cunoașteți lumea. Am zis Ion Nicolescu. Am lucrat în armată, am fost ofițer. Și după ce am ieșit la pensie forțat, am continuat o activitate care a fost întreruptă pentru o perioadă lungă de timp, și anume scrisul. Cititul și scrisul, că unii nu mai scriu. Între timp, de atunci am publicat câteva cărți, cele mai multe cu cronici literare, ultima este aici, Fascinația lecturii, dar de vreo 5 ani, în cotidianul Opinia, realizez în fiecare vineri sub titulatura Medalion Literar, rubrica Șlefuitorii de Cuvinte.
în care prezint câte un poet român. Deci o rubrică care iacă dăinuiește după 5 ani. În urma acestei activități am scos până acum 3 volume. Volumul 1, o antologie a poeților români contemporani. Volumul 2, o antologie a poeților români clasici. Și volumul 3, o antologie a poeților români din afara granițelor. Urmează ca peste vreo lună să dau la editură și la tipografie volumul 4, o antologie a liricii feminine și va mai dura un pic, un ultim volum, cel puțin ăsta e proiectul meu, o antologie a poeților boieni din România. Cu acestea fiind zise, să procedem la citit. Voi citi două poezii, nu sunt foarte lungi, și o proză scurtă umoristică care va face parte dintr-un viitor volum. Sat românesc în mileniu 3. Să locuiești la sat și în zilele nesfârșite de vară să ieși la poartă, să stai cruce pe gard și să te uiți pe drum în susul și în josul lui și să nu vezi pe nimeni decât un câine chior, șchiop și râios ce își duce bătrânețea nici el nu știe unde, plictisit îți târăști picioarele până la vecinul, bați în poartă, îl strigi din curte, Costică, ești acasă, bre, omule? Acesta apare și te privește prin gura știrbă și ochii plini de albeață, întrebându-te, ce ai pățit, mă? Nimic, am venit să te văd, să fumăm țigara împăturită din ziarul local și din chiștoacele adunate de pe marginea drumului, să bem un păhărel din țuica făcută de baba Marioala, din corcotușe, prune mucegăite și cea mai găsite aprinci tremormintele cimitirului, când luna apare mare pe cer, ca o mămăligă pe care o visezi din ce în ce mai des, te bagi în pat, bucuros că mâine ai să vezi din nou soarele răsărind, ai să fumezi țigara din ziarul local și ai să bei cu vecinul țuica făcută de baba Marioala. Stampă din Bărăgan. Soarele aflat în crucea cerului împrăștie raze fierbinți, Moșiancu merge prin vipie, trăgându-și umbra după el, umbră din ce în ce mai grea. Hai, fă umbro, că doar nu ești mai gloabă decât mine, n-ai cum să fii obosit tu, că doar ești mai tânără ca mine, hai că până la prima fântână ar mai fi un anotimp și o arșiță. Bravo! Și o proză scurtă umoristică, Lampa și musca. Am spus, din următorul volum de proză umoristică, proză scurtă, care se va intitula Poveștile lui Merlu. În unul din satele ce aparțin de comuna Lopătari, trăiau mai multe femei în vârstă, singure, gospodărindu-se și ele cum puteau. Una dintre ele era țața Păuna. Pe vremea aceea nu ajunsese curentul electric și pe acolo. Oamenii foloseau pentru iluminat lămpi, felinare și prea puțin lanterne. Într-o seară plăcută de octombrie, satul a fost alarmat pentru că i-a luat foc casa țaței Păuna. Atunci oamenii erau săritori și îi scoteau din necas pe cei care aveau nevoie. S-au adunat destui, care cu găleți, care cu stropitori, care cu lopeți, ca să stingă flăcările înainte de a face multe pagube și de a nu lua foc și alte gospodării. Pălălaia a fost luată din pripă și a putut fi stinsă repede. Ce a fost cel mai important a fost faptul că nimeni nu a fost rănit, iar pagubele minime. După ce și-a revenit din sperietură, întrebată de câțiva vecini despre modul cum s-a iscat focul, țața Păuna a povestit cu o candoare ingenuă
ușor peltică cum era. Cum să vă spun eu vouă? M-am dus la cooperativă să cumpăr gaz, că nu mai aveam strop. Ce era pe fundul lămpii, aia aveam. După ce am dat mâncare la păsări, la vacă și apoi am uns-o, de vacă vorbesc, am intrat în casă să pregătesc lampa pentru seară. Că eu nu mă culc de vreme, nu pot, mai torc, mai împletesc la andrele, mai repar la îmbrăcăminte. Am dat jos lampa din cuiul din perete, i-am pus gaz, am verificat fitilul și am șters sticla. Când m-am dus la cooperativă să iau gaz, am luat de la poștă câteva ziare să pot șterge bine sticla de lampă. După ce am făcut toate astea, că de o viață le fac, am aprins-o și am agățat-o la locul ei în cui. Dar nu asta. A căzut în pat, s-a spart sticla și s-a aprins macabre. Apoi nu mai știu nimic. Vezi ce pățești dacă nu ești atentă? Cred că nu ai agățat-o în cui cum trebuie. Pe semne că a fost o muscă maică, mai apucă să spună țața pe una și un zâmbet plin de vinovăție îi apărăm pe chipul senin. Mulțumesc! Înainte de a-i da cuvântul din nou lui Virgil, vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați participat la această activitate. Vreau să le spun celor care ne-au urmărit că suntem numai o parte dintre cei care ne ocupăm și de literatură. Chiar dacă filiala noastră, așa cum v-am spus la început, numără ca membri în jur de 30, vreo 28, mulți dintre ei se ocupă și cu activități literare. Probabil că la altă întâlnire, când va avea loc, peste ani, ne vom întâlni și cu ceilalți. Dar până atunci sperăm că în cadrul filialei noastre vor mai intra și alții care au asemenea talente literare. Mulțumim de asemenea lui Adrian Suciu, lui Virgil Gospodaru, filialei Presă Culturală și, în general, Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Ne dorim și vă dorim succes la toți!